revenit în studioul emisiunii de Bacău în această seară împreună cu domnul senator Dragoș Lucian, senator PNL. În prima parte a emisiunii am discutat despre formarea noului guvern până la urmă și rămăsesem eu cu o întrebare așa în aer. Ce ar putea să se întâmple, să zicem, să nu treacă guvernul Cioloș? Bine, nu e o nenorocire, știm cu toții, se merge la o nouă negociere și... Dacă nu va trece guvernul Cioloș, nu va trece niciun alt guvern, vă asigur. Și atunci se va ajunge la alegeri. Nu, dar ar putea să nu treacă din prima, să treacă din a doua. Există și varianta asta. Asta vreau să zic. Nu cred. Eu cred că s-ar prelungi criza actuală. Nu, am intrat într-o criză politică guvernamentală, ceea ce nu este dorit. Atâta timp cât v-am spus, cei implicați în a lua decizia privind acordarea sprijinului, au luat această decizie și aici mă refer pentru că jucătorul care are suficienți parlamentari încât să încline balanța într-o parte și în alta, a luat deja decizia de a sprijini guvernul Cioloș. Nu putem avea surprize, vă spun, sâmbătă vor prezenta, domnul Cioloș va prezenta lista cu miniștrii, probabil luni vor intra în comisiile parlamentare pentru audiere și marți vă asigur că se va vota în plenul reunit al camerelor noul guvern. Nu ați aflat așa prin diverse surse niciun nume de ministru de pe lista domnului Cioloș? Surse, da, pe surse mie nu prea îmi place să vorbesc pe surse, din câte știu doar că va rămâne, probabil la educație va rămâne domnul Sorin Câmpeanu, probabil și cu funcția de vicepremier. S-ar părea că la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Externe va rămâne Bogdan Aurescu. Cam astea sunt cele două nume din actualul guvern. Restul, probabil, de acum, din lunga listă de nume, probabil astăzi, mâine, vor apărea și da, vor transfera în presă, că acum, până la urmă e și o tehnică de a-i verifica. Acum că nu, pentru că nu poți să creezi nici iluzii și nici se negociază, se discută cu fiecare. Și cât la asta credeți că din lista domnului Cioloș este a dumnealui sau vine și ceva de la partide? Eu sper și din toate, din toate, chiar dacă sunt tehnocrați, din toate informațiile pe care le am, lista și va tocmi doar domnul Cioloș. Acum, bineînțeles că fiecare această listă va fi discutată cu fiecare politic, cu fiecare partid. Nu ar putea să fie tendința partidului de a-și mai impune anumite persoane pe listă, dar în schimb ar putea un partid să spună, domnule, vreau orice, dar nu-l vreau pe domnul Cutare. Deja, din câte am înțeles, domnul Chelemen Hunor de la UDMR și a manifestat disponibilitatea de a vota guvernul Cioloș, dar nu își arăta disponibilitatea față de numirea domnului Bogdan Aurescu pentru Ministerul Externelor. Care e motivul? Din motivul pentru că ar fi candidat pe listele PSD-ului. Deci fiecare va avea probabil un punct de vedere și bănuiesc că se va nuanța lista, astfel încât toate partidele să fie de comun acord pe această listă. Deci dumneavoastră ziceți că vom avea un guvern cât mai rapid posibil? Deci guvernul, din punctul meu de vedere, dacă nu putem continua această criză guvernamentală, gândiți-vă că m-am uitat, eu de curiozitate mă uit, la urmă sunt om de business, am rămas și cu metahna de a urmări fluctuațiile de pe piața de capital. Imediat după căderea domnului Ponta au apărut deja mișcări și o continuare a acestei crize guvernamentale, nu ne-a făcut să spun ceva. Ce urmează? Bugetul, imediat. Adică chiar sunt legate cumva. Dacă marți se va fi validat în camere în guvernul, așa, probabil miercuri va fi prima ședință de guvern. Da. Și vor începe discuțiile, pentru că aceasta este prioritatea zero, discuții privind bugetul pe anul viitor. Buget care ar fi trebuit la ora actuală să fie introdus deja în discuții în Parlament. Guvernul ăsta va fi cumva asociat până
într-un anumit punct, să zicem, și vor apărea cerințele din teritoriu. Iarăși se va începe o țigăneală dintre asta, fă-mi podețul, n-ați podețul, ia-ți cântâna, fă-mi biserica. Nu, sau credeți că... Gândiți-vă că marea... Ce se întâmplă? Până, sau credeți că sub presiunea asta... Până acum ceva timp, fiecare deputat, fiecare senator venea în momentul în care se construia bugetul, venea cu o solicitare, cu amendamente și așa mai departe. Da. Unul vrea o biserică... Bun, sigur că eu am exagerat, dar... Nu știu ce WC-ul făcut, nu știu unde și așa mai departe. A fost la un moment dat o chestie de asta. Nu te poți juca acum. Cred că din punctul meu de vedere, așa cum s-a procedat și corect la un moment dat, haideți să lăsăm prioritățile importante pe care le stabilește guvernul. Dacă sunt cu adevărat amendamente, nu populiste, amendamente care să prioritare, ca să spunem, pentru economie sau pentru administrarea unui județ, acelea pot fi luate în calcul, pot fi luate în discuții în comisiile parlamentare. Deci ar fi așa dar un fel de premieră că înainte de alegeri nu mai sunt populisme. Nu cred că acum este momentul să mai vorbim de populisme. Chiar dacă anul viitor vor fi alegeri locale. Deci ar fi o premieră pentru fără populism în anul alegerilor. De vedere, nu și-au rost acum populismele. Și așa, cred eu că alocarea celor 2 miliarde și 400 de, nu mai știu cât au alocat către administrațiile, către primăriile PSD în ultimele 3 săptămâni, deja sunt o problemă. Același lucru mi-am zis că l-a făcut Răzvan Ungureanu cu ultima 100 de metri, pentru că au această tendință de a face niște alocări cu ultima 100 de metri. De unde vine tendința asta? Adică își proteja activul de partid. Își protejează și mobilizează ca un ultim cadou. Își asigură un număr... electoratul captiv de care au nevoie și își asigură acele voturi de care au nevoie. La fel și acest amendament care a venit ieri în comisia de muncă, nici măcar a venit în comisia de buget finanțe, amendamentul privind alocarea 10% din o majorare cu 10% a salariilor din domeniul bugetar, care au venit pe fondul legii și ordonanței care existat încă din august, privind majorarea salariilor din sistemul sanitar cu 25%. Aici, fără o analiză de impact, fără absolut nimic, fără stabilirea sursei de finanțare, care, cum să spun, e o cutumă. Nu poți promova un proiect de lege sau un amendament fără a stabili sursa de finanțare, cred, fără analiză de impact. Cred că e spre lege acest lucru. Bine, mai sunt și cazuri, dar nu atât de... Fără impact atât de mare, când nu mai poți trece un proiect fără stabilirea sursei de finanțare, dar nu cu un impact atât de mare, vorbim de un impact de 5 miliarde, bugetar, de, da. 5 miliarde de lei. Vorbim despre faptul că în urma acestei amendamente s-ar putea ca deficitul bugetar de anul viitor să meargă undeva spre 4%, în condițiile în care, știm prea bine, conform cerebrului meteo, avem o țintă de, pentru anul viitor, avem o țintă de 2,4%. E, un derapaj de zero din fața domnișoara Petrescu. Da. Ce se întâmplă? Un derapaj de 0,5% pe deficitul bugetar determină deja primele sancțiuni din partea Comisiei Europene. Da. Mergând până la sistarea acordării fondurilor europene. Deci sunt șanse mari să primim ceva sancțiuni. Deci nu se joacă cu aceste lucruri. Deci derapajele de peste 0,5% nu sunt acceptate. Și numai prin ultimele acțiuni pe care le-a făcut PSD-ul putem vorbi despre un derapaj de... Asta înseamnă că ne paște niște sancțiuni. Bine, acum în conținere care va trebui să le regleze. Guvernul Cioroș să regleze aceste... Dar și nu prea știu, nu prea ai de unde. Doar să tai de la investiții, ceea ce spuneam eu că ar fi contrar principiul pe care trebuie să le promoveze, să tai de la investiții și să acorde în continuare spre cheltuieli, să acorde finanțare pentru cheltuieli. Domnul senator, principiile pe care le-ați enunțat până acum sunt extrem de corecte și mie, unul personal, și cred că și Claudiu
el mai mult ca mine, sunt pe sufletul nostru, să zicem. Da, mi-aș dori să văd o dezbatere de buget extrem de curată. Mi-aș dori să se aprobe un buget care să ne avantajeze nu neapărat punctual, să ne avantajeze ca și comunitate, să spunem, ca și regiune, poftim. Și mă refer aici la autostradă. Dar teamă mie că dumneavoastră, că se vor sparge în curtea noastră niște chestiuni gen nu se face centura, că n-a alocat guvernul susținut de liberal. Nu se face nu știu ce, că n-a alocat guvernul susținut de liberal. De aia zic, ducem așa. Să vorbim de transparență și de... Acum, dacă ați spus despre centură, haideți să vă spun un singur lucru. Centura, ocolitoarea Bacăului, chiar dacă și-au asumat cei de la PSD și-au asumat eliberarea sau emiterea ordinului de execuție începând cu luna, nu mai știu când am promis, în aprilie, mai, nu s-a făcut absolut nimic. Sau nici măcar o minimă organizare de șantier nu s-a întâmplat. Din păcate, aici vorbim de un cumul de vinovați, plecând de la firma care ar fi trebuit să înceapă cât de cât o minimă organizare. Au cerut, din informațiile pe care le-am, un avans de 25% pe cei că nu îți permite legea să oferi un asemenea avans, atât timp cât nu ai făcut minime lucrări de... Trebuie ca acești bani să fie justificați, iar fi vrut ca această lucrare să fie fazată pe bugetul 2007-2013 și continuată pe următorul buget 2014-2020. Din păcate, nu s-a făcut absolut nimic, banii nu au fost dați și s-a amânat absolut toată lucrarea pe următorul buget, pe 2014-2020. Adică în condiții care ți-a sun o anumită așa, vin miniștrii la Bacău, semnează contractul cu FAST, cu promisiuni că vor începe, vor demara, vor da ordine de execuție și știi prea bine că acest lucru nu se va întâmpla și probabil se va întâmpla la anul, dacă sunt cele mai bune condiții. Dar să dai și ordinul de execuție, adică... Dar se va întâmpla la anul? La anul se va întâmpla. Până la Băcăuanei vor să afle și asta. Vor începe, da, probabil la anul se va întâmpla. Sper să nu se mai întâmple nimic deosebit și la anul să demareze efectiv lucrările pe nou exercițiu financiar pe 2014-2020. Dar să vedem în ce măsură și când vor putea să înceapă să... Eu am făcut și eu o interpelare către... Pe ce mai împiedică acum? Păi, firma turcească nu a vrut să înceapă lucrările până când nu s-a dat acest avans de 25%. Dar nu se va da la anul? Dar acest avans nu a putut să fie... Și acest avans nu poți să-l dai decât în momentul în care începi lucrările. Tu trebuie să justifici acest avans, că nu suntem o firmă privată, că îți dau 25% așa ca să te apuci de lucrare. Păi și la anul cum li se dă cei 25%? Și de la anul... Păi nu, aici se întâmplă CNDR-ul era pe punctul de a da acești bani. Dar se își pune problema că s-ar putea ca această firmă să nu reușească să cheltuie această până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului. Ceea ce era mult mai grav. Nu știu, să sperăm că anul viitor vom... Da, eu revin cu întrebarea. Nu credeți că se vor sparge în curtea noastră niște chestiuni? Dumneavoastră susțineți pe bună dreptate niște principii extraordinar de mișto. Bun, ok. Le susținem până la capăt. Dar politic s-ar putea să fiți atacabil. Politic, deci dacă în momentul în care guvernul Cioloș nu va performa la așteptările pe care le avem, bineînțeles că cei care vor decunta acest lucru vor fi solidar cu Cioloș și Klaus Iohannis. Și bineînțeles că și... Adică, care este marja? Dar Klaus Iohannis are și procente, are și timp. Cred. Are și procente, are și timp. Exact. Cât îl lăsați să performeze? Eu nu cred... Bine, de momentul acesta nu poți să întrerupi. Dacă ai plecat, nu ar începe... Care este timpul? Deci, timpul pe care are la dispoziție este până la viitoarea alegeri parlamentare din 2016. Și să zicem că prin luna mai ceva nu merge și PNL-ul consideră că nu e ok. Este un scenariu care nu este absurd. Nu, acest lucru nu se va întâmpla. Deci acest mandat va fi sigur pe una de zile.
după un an de zile putem trage concluziile dacă acest guvern a fost sau nu performant, dacă s-a ridicat la standardele pe care le-am dorit. Deci, din punctul meu de vedere, dacă va ști să-și facă o echipă de profesioniști, dacă va ști să-și impună și această strategie în cadrul guvernului, nu cred că nu. Acum, eu nu aștept minuni într-un an de zile, pentru că nici nu are cum. Nu, absolut. Nu are cum. Dar este important acum o macrostabilitate economică, să asigure această macrostabilitate care are nevoie până anul viitor. Și să înceapă sau să pună bazele unei strategii coerente pentru următorii ani. De punctul meu, guvernul s-a determinat, ar trebui să fie, cum să spun, punctul de plecare, platforma pe care trebuie să funcționeze următorul guvern politic, sau cum o fi el, din 2016 încolo. Da, modelul pe care modelul să-l urmeze, viitorul guvern. Domnule senator, intrăm tot timpul în criză de timp. Și chiar vreau să deslușim încă două chestiuni. Prima ar fi cea cu mandatele consilierilor traseiști, așa cum au fost ei numiți, și cu primarii care revin automat la partid. Două lucruri sunt extrem de clare. Unu, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional ordonanța respectivă. Dată de drumul Dragnea. Da. Ordonanța Dragnea, că chiar așa este cunoscut. Rămână. Pe de altă parte, consilierul Bejan a plecat de la PNL la PSD într-un cadru legislativ corect. Absolut legal. Deci eu chiar, consilier fiind la Văscăuții din Deal, am plecat pe lege la partidul aflat la guvernământ. Sau invers, nici nu are relevanță. De ce trebuie să sufăr eu acum? Pentru că în politică, din când în când, îți asumi și riscuri. Deci orice mișcare pe care ai făcut-o, în condițiile în care Curtea Constituțională a declarat ca neconstituțională această ordonanță, trebuia să-și asume sau să se gândească de 10 ori dacă face sau nu această pasă. Și cine a încălcat Constituția aici? În cazul de față? În cazul de față, bun, prin guvernul, prin ordonanța de urgență pe care a emis-o, a încălcat Constituția. Și cum răspunde cineva care încarcă Constituția? A decis foarte clar că această ordonanță este neconstituțională. Acum, încălcarea Constituției rămâne așa? Ai încălcat-o în dreapta și la revedere? Deja nici nu vor mai, cum să spun, din punctul meu de vedere, deja am plecat pe o linie dreaptă. Iar în Comisia Juridică de la Senat, care este Senatul fiind Camera Decizională, au venit două amendamente din partea PNL-ului de respingere a ordonanței 55. Amendamentele erau că orice efecte politice, juridice ale acestei ordonanțe devin nule și că consilierii locali și județeni așa își pierd mandatul și președinții și de consilii județene și primarii revin la partidul de pe listă de care au fost aleși în 2012. De ce nu se și din punctul aplică la ambele categorii? La fel. Aici este nuanțat. Consilierii au fost aleși pe niște liste. Liste, da, corect. Și erau oarecum obligați să rămână, atâta timp cât ești ales pe o listă, ești obligat să rămâi în ceea ce se va întâmpla și în cadrul parlamentarilor, care începând cu anul viitor vor fi aleși pe listă, pentru a se elimina posibilitatea migrării de la un partid la altul. Deci nu va mai exista această posibilitate. În cadrul primarilor și președintele de Consiliul Județene au fost aleși unii nominal cu votul în față. Probabil ei au o posibilitate mai largă de a se mișca și de a lua o decizie într-un anumit sens. Dar vă spun că această ordonanță clar că va fi respinsă. În săptămâna viitoare probabil va intra și în Comisia pe Administrație, din care fac și eu parte. Vom avea aceeași poziție. Și cel mai scurt va trece sau nu va trece? Va trece, deci de Comisia de Administrație va trece, probabil și cu noua configurație și cu unele negocieri. Bine, aici ar fi de discutat, pentru că de data aceasta nu cred că unii PR-ul va mai fi alături de... Are foarte mulți consilieri în această situație. Bine, dar s-ar putea ca o mare parte, Bacău, adică. S-ar putea ca noi... o mare parte din PSD să voteze. Nu știu, lucrurile trebuie să privite
Ce șanse dați, așa în procent, să treacă sau... predictibil, așa cum este într-o situație de liniște, poți face o previziune foarte, foarte clară ce se va întâmpla în următoarele luni. Să fiu sincer, după întâmplările din ultimele săptămâni, nu pot să fac o previziune a ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Se pot întâmpla multe, se pot destrăma alianțe, se pot face alte alianțe, depinde de interesele fiecăruia. Domnul senator, e o întrebare, să zicem, mai mult personală. Și cred că sunteți primul politician pe care îl întreb asta. Când ați văzut 25.000 de oameni în stradă, ce ați zis? Pentru că Băsescu a tăiat salariile, a avut niște decizii extraordinar de contestate și contestabile până la un punct și n-a reușit să scoată în stradă atâta lume. Ce se întâmplă? Românii sunt permisivi, din păcate. Ok. Românul iese doar pe un fond emoțional puternic. Au ieșit în mare parte tinerii din București. Nu vreau să au ieșit din toate... din toate... Păturile. Nu, păturile. Nu vor să trecă. Da, și din toate orașele țării, nu... Au ieșit tineri. În primul rând au ieșit tineri. Tinerii care au fost foarte afectați de ceea ce s-a întâmplat la colectiv. A fost un impuls pe fondul unei mari tragedii care a lovit întreaga națiune. A fost o... Nu a fost o... De obicei, manifestațiile care apăreau și împotriva lui Băsescu erau dirijate oarecum politic. Erau oameni politici care organizau acele manifestații. E destul de greu. Oamenii nu veneau neapărat din... vreau să spun că jumătate din populație e mai puțin interesată cine ce a făcut Băsescu sau cine de clasa politică. Dar în momentul acesta, după tragedia, majoritatea dintre noi am fost... N-avea cum să nu rămâi, să rămâi insensibil la ceea ce s-a întâmplat și la neglijența care a dus la o asemenea tragedie. Neglijență, bine, eu i-am pus în țara lui merge și așa? Neglijență merge și așa. Bun, plecând de la... Cu toți au fost vinovați. Plecând de la patroni, organizatori, până la primar, ISU și așa, și primarul ca primarul... Eu ca și... Ai semnat ca și primarul, răspuns din punctul meu de vedere, pentru că asta e situația. Dar... Ei, pe fondul acestei nemulțumiri, pentru că mai multe instituții ale statului nu și-au făcut datoria. Adică nu cred că pompierii nu au nicio vină. ISU nu are nicio vină, pentru că ei erau obligați să verifice. Ei erau primii obligați să verifice aceste... Dacă materialele pe care le-au folosit erau... Totul a plecat de la autorizație, până la urmă. Totul a plecat de la autorizație. Autorizațiile care au stat la bază o declarație proprie răspundere. Dar mai departe, nu cred că... Acum, nu cred că voi ia operarea lui Pietone de parte din acest lucru, dar funcționarii din primărie ar fi trebuit să verifice dacă declarația propriu răspundere... Știți, dumneavoastră, sunteți într-o situație, acum realizez, extrem de ciudată. Ați făcut și administrație, ați făcut și business și acum sunteți, mă rog, în Parlament. Exact. Eu sunt într-o situație cât se poate de delicată și... Cred că undeva la mijloc. Cred că sunt pe la mijloc și vă spun din toate punctele de vedere. Vă spun că și eu, ca om de afaceri, când am avut mai multe afaceri în diferite domenii, am fost foarte, foarte flexibil în a mă adapta, am avut de multe ori business-uri sau clădiri care trebuiau să respecte în totalitate anumite norme, dar... Și noi, bine că era altă perioadă, înainte de 2000, când se era principiul că merge și așa, merge în loc de nu știu, de extintoare, aveai mai puțin extintoare sau, mă rog, anumită... Da, se făceau tot felul de artificii dintre astea. Se făceau artificii, ceea ce acum realizez, pentru că după ce se întâmplă un asemenea eveniment, realizez cât de important este un mic detaliu pe care dacă nu-l gestionezi corect, se poate întâmpla o nenorocire. Da. E, și aici nu mai era mic detaliu, aia e problema. Că aici suntem cu toții vinovați. Gândiți-vă că nu sunt vinovați doar cei decedenții care au permis acest lucru sau patronii. Sunt vinovați și cei care intră într-un asemenea club, fiecare dintre noi, dacă intrăm și vedem că nu sunt respectate norme minime de protecție, de siguranță împotriva focului, nu sunt respectate norme minime de igienă. Puțin dintre noi luăm atitudine,
fie să nu mai venim în acel club, fie să tragem la răspundere pe... Da, în primul rând trebuie să ia atitudine instituțiile, pentru că ele sunt plătite de noi să ia atitudine. Să sunăm la instituțiile specializate, veniți și vedeți care sunt condițiile din acest club. Revin cu întrebarea. Vina, eu zic, vina este colectivă. Lăsați vina. Ce ați zis ca politician când ați văzut? Ca politician, n-am... Bine, acum, ca, vreți să fiu sincer până păi la sincer. Capăt, sunt cât se poate de sincer. Am văzut ceea ce s-a întâmplat. M-a emoționat faptul că au ieșit foarte mulți tineri. Nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat la... Sincer, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat la Bacău, pentru că pe fondul unei asemenea emoții, pentru că mulți dintre cei care au ieșit pur pe fondul emoții. Da? Am cunoscut persoane care m-am simțit mai bine când m-am dus la prefectură, am pus o candelă și chiar m-am simțit mai bine sufletește, pentru că mulți au fost chiar afectați sentimental de acest lucru. Dar ca să confiști o mișcare dintre asta spontană, sensibilă, spontană, de Dar v-ați gândit în momentul ăla că ceva se va întâmpla în politică? Nu va mai avea cum să rămână așa? Nu mă așteptam, sincer nu mă așteptam să demisioneze. Adică Ponta, așa cum îl știam, arogant, a fost o moțiune de cenzură cu câteva luni înainte, prin care a arătat o aroganță maximă, cu toate că erau toate argumentele pentru acea moțiune și moțiune care cerea demisia domniei sale. Dar nu m-am gândit că își va da demisia, că va ceda. Ceea ce mă duce cu gândul acum, dacă sunt sincer până la capăt, această demisie probabil era hotărâtă cu mult timp în urmă, chiar de către partid. Și cred că acesta a fost, cum să spun, Factorul declanșator al demisiei, sau nu, cumva motivul pentru care să-și dea demisia cât de cât onorabil, adică n-a plecat în urma forțării partidului a parlamentarilor, în urma forțării străzii. Cred că aici a fost diferența. Domnule senator, trebuie să vă mulțumesc pentru participarea din această seară. Da. Ar mai fi o problemă, pentru că tot ieri, dacă vrem să discutăm, au trecut prin aprobare tacită și este o situație foarte gravă. Un proiect, o propunere legislativă din partea 30 de deputați, majoritatea PSD, din păcate erau și 2 PNL, de acordarea unor pensii speciale pentru baroni locali. Primari și președinți de consiliu. Ceea ce mi se pare, în condițiile în care, deci n-ai înțeles nimic de la mișcarea de stradă, când se cere decență, se cere o limită de bun simț, să vii cu o asemenea propunere parlamentară, mi se pare inadmisibilă. Și vinovați nu sunt acei inițiatori, cred că vinovați sunt și președintele, pentru că să treci o asemenea propunere în aprobare tacită, o faci de comun acord cu președintele Camerei Deputaților, și la fel de vinovați sunt și cei din Comisia Juridică, care ar fi trebuit să dea raportul în luna până pe 11 octombrie, n-au dat acel raport și de aceea a trecut și prin aprobare. Deci, cum să spun, o aprobare tacită în deplină conștiință de cauză, dar nu, așa ceva este inadmisibil. Nu poți, e o aberație enormă. Se poate opri la noastră. Nu că se poate opri, bănuiesc că nu va obține nici măcar un singur vot, nici de la senatorii PSD. Domnule senator, regia fierbe. Da. Trebuie să punem punct. Sigur că au rămas o grămadă de subiecte nediscutate, dar vă așteptăm cu plăcere și altă dată, pentru că e bine să vezi cum care e atitudinea la București, până la urmă, pentru că noi aici, în plan local, ne aprindem mai tare, dar se pare că data asta s-a aprins București mai tare decât localul. Ceea ce nu e un lucru rău. Doamnelor și domnilor, punem punct aceste ediții. Ne vom revedea mâine seară la aceeași oră. La revedere!